Veniți de luați lumina. Veniți de luați lumina. Hristos a înviat, dragi iubitori de mașini! Astăzi avem un invitat special. Cu ajutorul lui Dodo avem un Ford Mustang, un Ford Mustang de 2300 cm cu benzină turbo, ce dezvoltă 317 cai stock și la momentul actual mașina pe care o avem la dispoziție este un Stage 1 ce dezvoltă 350 de cai. Partea tare este că este o mașină foarte spectaculoasă pe care voi ați dorit-o foarte mult în materiale. Mă bucur foarte tare că în materialul de astăzi, fiind un material special de înviere, avem o mașină foarte spectaculoasă. Dacă aveți ceva întrebări referitoare la această mașină, vă invit să lăsați în comentarii întrebările voastre, iar noi o să vă răspundem cu mare drag, în așa fel încât să facem lumină referitoare la mașina pe care astăzi o avem în materiale, și anume un Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Hai să vedem cum se comportă în mișcare mașina, în așa fel încât să simțim adrenalina pe care toți proprietarii de Mustang ne povestesc despre ea. Bun, deci am urcat la volan, mașina este foarte spectaculoasă, dar principalul element ce o face specială este că Dodo a făcut Stage 1, adică a modificat softul și partea mai interesantă este că au fost modificate evacuările în așa fel încât mașina se aude într-un alt film. E foarte spectaculoasă, iar în momentul în care o decapotezi, mașina îți dă un feeling de mașină foarte sportivă. Nu este neapărat o mașină super sport, în așa fel încât să poți să mergi foarte tare pe circuit. Cel puțin asta îmi transmite mie. În schimb, este o mașină de fițe. Cred că ăsta e cuvântul perfect pentru ea. Este o mașină care în momentul în care te-ai urcat la volan, te simți așa un pic deasupra oamenilor din jur. Ceea ce probabil marea majoritate a oamenilor ce cumpără Mustang caută asta. Hai să vedem cum se mișcă la drum. Ieșim imediat în drumul național, în așa fel încât să nu mai miște camera. Da, clar, deci este o mașină foarte spectaculoasă, ce îți dă feeling-ul de siguranță. Cel puțin la început m-a surprins modalitatea în care frânează. Din câte am înțeles, pe față sunt patru pistonașe, ceea ce se simt imediat în momentul în care atingi piciorul pe frână. Mașina se mișcă foarte interesant și partea tare este că am înțeles că acest model este primul model ce are suspensii independente. Asta înseamnă că a fost eliminată de pe puntea spate, a fost eliminată puntea de pe spate, în așa fel încât mașina să fie mult mai stabilă. În momentul în care virezi, o simți că mașina stă și asta nu face decât să te facă să te bucuri mai tare de experiența de a conduce un Mustang. Mergând acum cu ea, am descoperit câteva elemente foarte interesante. Poți să treci în mode sport sau mode sport plus, să modifică setarea suspensiei, modalitatea în care mașina răspunde la accelerație și momentul în care schimbă treapta de viteză. Partea tare este că dacă urc acum în treapta a 3 și dai cu frână, cu retrogradare, face heel and toe. E șmecheră, mă. Deci e o mașină foarte interesantă. Și mai interesant decât asta este că atrage privirile. Hai să vedem dacă ajungem într-o zonă aici de gagi, să vedem dacă se uită cineva după ea. Omul s-a oprit, mă, el n-are nimic în față, el o considera că aici e parcare. Și acum se așteaptă să mă enervez eu, știi, dar eu dau cu spatele și mă întorc. Dar omul e... Da, așa o considerat el, mă.
Bă, dacă vă gândiți să vă cumpărați mașina asta, acum plimbându-mă, sunt cu David în dreapta, David în spatele camerei, vreau să vă recomand clar să o luați cabrio. Deci e super șmecheră și îți dă feeling-ul ăla de libertate ce doar într-o mașină cabrio îl poți găsi. Deci clar, dacă vă gândiți la Mustang, e o variantă foarte mișto, varianta cabrio, pentru că, na, vorba aia, poți să scot mâna, mai faci cu mâna, te ericezi la sub braț, nu puți, vorba aia. E super șmecher, e o mașină foarte faină, ce merită toată atenția noastră de asta, astăzi și claxonăm aici, Andromen. Sper că v-a plăcut materialul de astăzi, eu sincer m-am distrat cu Ford Mustang. Te invit să-ți lași părerea despre mașina pe care astăzi am avut-o în materiale în comentarii. Dacă ți-a plăcut materialul, dă cu încredere like, iar dacă ești pentru prima dată pe canalul nostru, apasă butonul de subscribe pentru că împărtășim cu tine aceeași pasiune. Până la final o să-ți pun și câteva imagini cu pasionații de mașini de la Alba Iulia. Înainte de învierea seara am făcut câteva imagini spectaculoase din dronă. Te invit să rămâi alături până la final să vezi despre ce-i vorba. Eu am fost Mihai Bentie, tu ai urmărit Drone Vlog și până la următorul episod, nu uita, iubiți-vă mult mașinile! Ciao!